Concluzie, celebrul comisar Matescu, miropolantul, superbul comisar Matescu, decretează. Toată lumea prezentă aici este vinovată pentru acest caz enorm de corupție. Ia, și cum dovedește celebrul comisar Matescu asta, aud? Dovada este aici, în numele legii, demalizat. Igor. Ia, mațu, incapabile! Stai, dracu, aici el. Scuzate, signora, că... Și că-i bolnav cu stomacul, să duce la vice un pic. Nu mă, idiotul, a zis că vrea să mă omoare. A cazut, mandră! Treci! Ați terminat, mă? Inconfundabil aproape că da. Și iată cum celebrul comisar Matescu a rezolvat cel mai mare caz de corupție din istoria României. Și iată, într-adevăr, cum comisarul Matescu aici de față ne demonstrează că este cel mai corupt om al capitalei. Filmează dovada, te rog. Greșit! Comisarul Matescu celebru este ofițerul destoinic care a descâlcit ițele acestei afaceri tenebroase. Am pus mâna pe tine. Hai, bă, să-l trezim. Hai să-l trezim, că doarme de 3 zile, s-a umflat de sol, face icter, pleznește pe aici. Lasă-l să doarmă, băgăla și măsa, ca beșnița să șeadă pe acelea. Păi l-am trezit, s-a dus dracu liniștea noastră. Că ne țăcă, ne ca cloța. Stai, Eva. Bună dimineața. Neața. Bă, ce vis am avut, bă. Bă, nu o să vă vină să credeți, bă, băieți. Ce se făcea? Că voi m-ați arestat. Păi nu prea e vis, bre, că noi chiar te-am arestat. Adică mă imați... Bă, dați-mi la drumul! Dați-mi drumul! Gata! Dă-mi drumul! Ușor cu gratile! Bine, de la buget! Mai te-a aruncat tu ca animalul! Mă, dați-mi drumul! Nu putem vine... să-ți dăm drumul, bre! Vine vreun petent să vorbească cu cineva! Nu putem, că fiindcă e sub acuzație, da? Ce acuzație, mă, ce acuzație? Dați-mi repede drumul, că am de destructura mafia! Ce? De destructură! Te-a destructurat ea pe mine până una alta și aici rămâi, ca să știi! Pam, pam! Deci voi țineți partea mafiei, a? Ce vrem noi? Bă, și v-am crescut la sân și acum mă mușcați ca niște vipere! Hați! Nu putem să-ți dăm niciun drum! Ai înțeles? Pentru că este anchetă contra anchetei, că ne-ai acuzat de colaborare, mă! Aha. Ai înțeles? Și decât să plângă mamele noastre, mai bine să plângă mamele tale! Chiarete, ha? Prietene! Păi uite ce frumușel ești în dimineața asta! Măi, prietene, mă te rog eu frumos, mă dăm puțin drumul, mă duc până la centru și pe urmă mă întorc, mă închid singur, pac, pac și arunc cheia, promit! Nu foși vrem, că dacă ți-am dat drumul, pe aia intru și eu în celulă cu matale. Mă, te arunca așa cu zăcărel. Bine, bine, când o să ies, prea mulți am să popesc și ce eu. Ce deștept este, știi, din vlei cu vodă replica. Din Alexandru Lăpușneanu, Poponeț. Bă, voi ați uitat că eu am pe cineva sus care mă iubește? Dacă ne spune nouă cine e la de sus, la care... Poate mergem noi doi la trânsul ca să-i spunem situația al matale, ca să-și cabre. Să mor tu. Nu, mă duc singur. O să-i vorbesc personal. Du-te, bre! Să ne bași tu pe noi în locul tău, a? E, uite, nu o să pupe asta, mă, că nu ne vrăjești tu pe noi. Nu merge vrăjeala. Ia, mai lasă-mă. Gata! Gata, m-am convins. Acum e clar că sunteți oamenii mafiei puși să-l distrugă pe celebrul, miropolantul, superbul comisar Matescu, care a destructurat ițele
mafiei, mândria poliției române. Bă, bă, mi-e jenă de voi când mă uit. Faceți de râs uniforma pe care o purtați, bă. Ia mai pardon cu acuzele astea, că noi suntem niște polițai drepți. Și așa vrei mai rămâne, da? Iar mai te-n foia atât. Ia să vedeți ce drepți o să fiți voi când o să afle pila mea ce mi se întâmplă. Am dreptul la un telefon. Fis ori mobil? Mobil. Hai, George, hai, hai, hai. Ia, lui bre. Păi n-are baterie. Ia. N-are, greu, ce ghinion ai, ce să-ți fac? Nu așa ne-ai învățat când ce repetent un arest, un telefon de ăsta mobil, îl dai pe la fără baterie? Exact, nu ți-am ieșit în cuvânt. Dacă cereai un fis, să schimba treaba. Ai renunțat la fis? La revedere, ți-a dus și dreptul ăsta. Stați, bă, liniștiți, nu vă faceți griji că pila mea oricum o să afle. Pentru că nu o să mă duc cu cotizația și el o să se gândească. Bă, n-a venit celebru cu cotizația. Sigur i s-a întâmplat ceva. Și atunci, haț! Haț! Până haț! Rămâi judecat și condamnat acelea în celulă. Până afle el de celebru și cu tare, și cu tare. Eu? Gata, știu. Ce un psiholog? Unde-i Teo? Ei, n-am unit Teo. Unde-i Teo? Băi, Teo! Face ce zic eu, când zic eu și cum vreau eu. Aha. Ai înțeles? Ia mai du-te, băi. Ia lasă-l. Bă, stai, bă, vreau un psiholog. Am o cădere nervoasă. Îmi trebuie un psiholog de apărat. Ia uite, săracu, ia uite, uite, uite. Hai, dracu, dracu. Ia mâna pe gratile astea. Mai te... Hai două tone scârbă. Cum a fost, bă, posibil să se întâmple una ca asta, a? Ai atras polițiștii ca muștele. Sute de babe pe lângă asta, sute de babe, ceea ce este extrem de grav. Vreau să știu de unde ți-au venit ideile astea, a? Cu cine te-ai sfătuit? Cu Matar Boss, n-ai fost matale de acord să zicem că-i moaște? Am fost de acord. Păi am fost de acord pentru că mi-ai băgat tu asta pe gât. Dar lasă că aflu eu cu cine te-ai sfătuit și mai vedem. În afară de Matar nu mă sfătuiesc cu nimeni, Boss. Uite-mă în jur, filia dracu de prost, mârlane. Și dacă te sfătuiești, te sfătuiești mort, mârlane, ai înțeles? Norocul nostru a fost cu papagalul ăla de polițist că a picat singur în plasă. Cine a gândit chestia asta e un geniu, ar trebui să ridicăm statuie pentru că ne-a scăpat pe toți. Păi cazul ăsta, eu am condus operațiunea de umbră, Boss. Ați văzut cum a picat papagalul ăla de polițist în plasă? Este că sunt genial, ar trebui să ridicăm statuie. Nu una mare, una mică, să nu coste mult organizația cățelul ăsta, să aibă socul să-l facă pipi câinii pe mine. Ție-ți fac una la cimitir, mârlare, înțeles? Cu tot cu piatră funerară. Bun, și așa a fost, da. Bă, tu nu ești în stare să tragi un pârț fără să faci încurcătură de mațe, ai înțeles? A, ce m-a sprit. Ăsta care a gândit chestia asta e genial și trebuie neapărat să aflu cine este. Ca să-l atrag în organizație. În cazul ăsta, eu sunt Boss. Eu sunt, dar am vrut să... N-am avut curaj să vă arăt ca să mă complexez. Eu sunt genial. Nu ne taci odată din gură sau te fac genist. Te trimit în Irak să cauți bombe neexplodate. Uite-te bine la mine. Și așa o ia nevoie de câini acolo specializați. Păi nu, în cazul ăsta nu sunt eu Boss. Bă, ăla care a fost deștept a organizat chestia asta. Eu nu sunt, trimiteți-l pe ăla din Irak, caute bombe și câini. Bă, dar vreau să știu cine e ăla, mă, cine e ăla. Eu asta vreau să aflu, cine este ăla. Auzi, dar dacă totuși e o cursă să-mi adoarmă vigilența. E, s-ar putea, Boss, că sunt trei. Una a fost dimineață de la Filaret, una de la gara de Iez la 12 și mai e după amintat. Eram sigur că suntem urmăriți. Hai, treci. Treci să verifici. Ce să mă... Eu? Treci. Cum atai pistolul? Că... Treci, mârlane. Dă-mi că să nu mă duc cu mârlane. Mine. Mi-a trecut glonțul pe la ureche. Ce ați făcut, Boss? Ce ați avut cu biata, mă, să dați împușcat-o? Nu m-am împușcat-o. Tu m-ai călcat. Bule! Miau! Este bărbat să-l ții acasă, hă? Dacă eram gospodină și-l așteptam cu mâncarea caldă pe masă, frumos. Asta nici măcar la telefon nu se obosește să răspundă. Dar lasă mai bine aștept eu mâncarea frumos la un restaurant. Și asta să ducă, mă rog, să-l aștepte cine vrea, că eu m-am săturat! Gata! Unde ai fost, mă, că te... Am puțin de niște babe, dar am venit dacă mă iei așa că... Hasan, ce faci, mă? De unde dacă află Emma? Că ai venit? Ce să află Emma? Ce să întâmplă Emma?
Ce păi, dai, nu cumva? Nu află nimic, mă. Ne mai confundăm și noi din când în când, am crezut că e poponesc. Cât de des vă confundați, vreau să știu. Bă, dar voi ce căutați aici? V-a trimis ca sol? Ce sol? Ce sol, femeie? Nebună că ne aleargă niște babe. Ba, aleargă niște babe. Da. Măi, eu nu dau consultații aici acasă. Dacă vreți, hai să mergem la cabinet. La cabinet? Nu m-aș fi gândit. Puteți dormi acolo. Hai să ne deghizăm în ceva. Hai. Ba, e clar. E paranoia. Încetează că nu suntem din linie. Aleargă niște babe nebune pentru că le-am vândut niște turte de orez și artificii în loc de colibă și lumânări. Turte de orez și artificii? Da, vă cred, mă, cum să nu vă cred că asta se întâmplă frecvent, nu? Hai, lasă ironiile, că nu știi ce se întâmplă. Tu nu știi ce e la vilă, s-au făcut arestări, mafioși și polițiști de avalma. Și ne e frică să nu fim și noi învinuiți. Da, tocmai la asta mă gândeam și eu, Doamne ferește, să nu fiți învinuiți pe nedrept. Hai, intrați, vă rog frumos. Mai sunteți cu cineva, da? No, mai erau niște babe apurisite, voi să-mi dea niște picioare în gură, dar le-am scuipat. Da, mă, dacă sunt și babe ninja, stai acolo liniștit, uite, ia câteva de-astea, să vă faceți bine, ia. Aici. Auzi, dar astea nu-ți dă le-a dat dileală, nu? Nu, 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 dormiți un pic, până se duc babele la rând la promoție. Hai! Da, noi nu dormim ziua. Poate doar așa puțin? Da, da, cu un mic ajutor, cu muzică, unde-i postul ăla de muzică? Nu, ăsta, uite asta. Corbina se transmite de la vila primarului. După toată tematura, se pare că nu a fost arestat decât un singur polițist. Acesta insistă să ia legătura cu psihologul poliției Teodora din Ivan. Haide! Adică ăștia nu sunt nebuni? Polițist care mă caută pe mine. E Poponeț! Ah, l-au arestat pe Poponeț! Treziți-vă, bă, că l-au arestat pe Poponeț! Treziți-vă! Bă, treziți! Băi, Poponeț, mă, nu știu, bă, sunt peste cap, bărții, nu mai puteți să ține prea mult în arest, mă. Scârba are drepturi. E clar, e foarte clar asta, așa e. Atunci ai de-a fi, dă-n drumul să se ducă el. Unde o vedea cu ochii gata, și-a terminat cu scandalul, cu tot. Ca să se răzbune pe noi, nu? Bă, tu nu vezi că face tot ce depinde de el ca să arunce totul în capul nostru? Tu ești bătut în cap? N-are nicio dovadă, mă. N-are nicio dovadă. Noi suntem curați ca lacrima. Ca lacrimile pe care o să le vărsăm? Când o să ajungem noi în locul lui. Că dacă ăsta ajunge să vorbească cu pila lui, uite așa o să-i facă capul de mare. Că noi am făcut, că noi am dres, că noi suntem pe partea elaltă, că noi suntem vinovați adevărați. Cine crezi tu că o să ajungă fis în locul lui, mă? Exact. Foarte bine. Ce foarte bine? Îl mai ținem. Îl ținem până găsim un țapi spășitor, da? De unde țapi spășitor atâția, bă, pe lumea asta, bă? Știi vreo fermă pe apropiere? Una, două țapi, una, două țapi. Vorbește, mă, cu Teo, să-i dea niște pastile, bă, de sandileală, de dileală, de bolboroseală, Și când o fi pe la proces, să le amestece, să le zăpăcească, să se contrazică singur și să rămâie el băgat. La ce proces, mă? La procesul lui Teo pentru malpraxis, mă? Tu crezi că eu pot să o bag pe Teo în rahaturi de-astea, măi? Termină-te cu prostiile! Atunci trebuie să păzim dovezile. Să nu dispară. Grațiela e de riga slabă. Asta când o trece pe lângă el, ăsta începe să-și plângă uite pe lângă ea și asta să moaie din picioare. Mi-e frică să nu scape niște file de la dosar, să fie forma scârba. Păi și foarte bine atunci, noi o păzim pe Grațiela care îl păzește pe Mătescu. Asta e. Și așa, dacă să fim noi siguri, luăm dosarul și ni-l băgăm sub fund, mă. Și șade pe el. Ca și așa de aici procurorii. A luat dosarul, sub fund. Pac. Nu mai știe nimeni. Unde-i văzut tu, mă, prostiile astea? Ce filme te uiți tu, mă? Cine am fi la Leoa în brânză? L-ai văzut? Nu, foarte bun. O să te bag pe tine la înaintare că ești neimportant pentru organizație. Oricum am nevoie de un țapi spășitor, așa că chestiune de timp până când o să-și dea procurorii seama de manevră. Ieși. Adici mă avansați să înțeleg, să trăiți, servesc organizația! Mă,
Bogdanu. Du-te, du-te acasă și te hodinește că ești frânt. Hai, lasă că stau eu cu dosarul. Mă ocup, e pe mâini bune. Doar mă știi că la mine uniforma e... Ce uniformă? Ce uniformă e? E cu prea puține grade și vrei să mai spui pe umeri? Adică să iei tu dosarul, să duci la pila lui ăla? Nu o să pupi. Uite aici stau, aici stăm. În parcă era vorba. S-o pândim pe baluba de grație la când îl păzește pe Matiescu. Nu să ne pândim între noi ca idioții când îl păzim pe Matiescu, da? Pândim și păzim pe toată lumea, pe oricine, ca să nu ne pândească pe noi vreun necaz. Păi și umflata când îl păzește pe Matiescu, ce facem cu ea? O chemăm și pe ea să ne pândim în grup? Nu. E mai bine, cu cât suntem mai puțin, cu atât mai ușor. Băi, Cardemir, tu nu-ți dai seama că dacă noi unul pe altul ne pândim și ne obosim ca proștii, dimineața când o veni huiduma fresh, o să facă toată manevra, că noi suntem căzuți, mă. Și adio, și intrăm, prostule. Ce facem? Nu putem lăsa pasta odinită. Foarte bine, atunci, cheamă-o coace și o pune la ușă la celulă, drept. Să păzească cum păzeam noi drapelul la unitate, ai înțeles? Pe Matiescu? Da. Așa, da? Da, s-o obosim? Să obosească. S-o obosim? Da, da, da. Da. Foarte s-o... bine. Păi dăm și dăm și arma în dotare să se târâie a trecut. E scos din uz, bă. Huiduma-i deșteaptă, vrea să ferească de necazuri. Bine? Bine, mă, nu e acilea, e și mai bine, că nu ne mai cățâie pe cap. Hai, du-te, ia două cafele. Nu iau, mă, nimic, lasă că stau așa un pic. Ce faci, te concentrezi? Da, de să un pic. Băi, băi, măi! Am vrut să văd dacă ești vigilant. Bravo, bravo! Cum mi-a trecut scările pe la ureche! Doamne! Pisica mătii! Cu scările în bătii și cu Igorul mătii, că mă dor toate. Au, m-a luat și foamea să-mi trag una. Cum m-am băgat eu cu ăștia, Doamne? Că nu înțeleg. Trece glonțul pe la ureche fiecare zi. Doamne, tu mi-a luat ăștia la ureche. Pustiu să-mi trag una. Salut, Mârlane. Ce cu voi, măcie? Ce aveți? Care-i treaba? Bă, sincer, am auzit niște focuri de armă și am venit să vedem care-i treaba. Ia zi. Cum comentez ultimele evenimente? Cu grijă. Și acum, hai cu alea că mă joc în picioare. Na, nu plecăm noi așa ușor, frate. Avem provizii la noi, vrem să prindem ceva senzațional. Aveți provizii? Păi de ce nu zice așa? Băgați-le aici în frigider să nu se strice. Avem frigiderul de campanie cu noi. Ți-am zis să te pregătiți. Păi de ce nu ziceți la așa? Ia să... Luați-l cu ea, de-a drăși. Ia, potol. Grețos. Puneți și întrebări, acum că nu ești stândăvăr. Acțiune. Doamnelor și domnilor, în această locuință s-au tras niște focuri de armă. De unde s-au tras focurile de armă? Ești tâmpit din această locuință. Ia uite-mă cu cine stă de vorbă. Auzi? Ia lasă. Pe o listă cu întrebările, că la ce aici vă răspund până de seară. Mamă, se răsigură întrebări. Ce vină ăsta, mă, ce s-a întâmplat? Păi și nu răspunde nimeni la telefon. Bă, dar nimeni nu răspunde la telefon. Ia să... Ia să puțin. Hasane! Hasane! Băi, Hasane! Ce? Ceva de popone și nu vrei să-mi spui? Zi! Nu, l-am văzut ultima oară când țineam frâu niște babe la camionetă. Adică să-l fi bătut babele? De unde să știu eu? Noi abia am reușit să ne scăpăm pe noi. V-ați scăpat pe voi? Bă, și tu acum îmi zici? Duceți-vă la baie în secunda asta. Nu, mă, adică ne-am scăpat pe noi, adică pe noi cu viață ne-am scăpat. Mă, dacă linșau babele, sigur se dădea la televizor, că asta e super știre. Da, dar poate nu i-au găsit cadavrul. Mă, încetează și tu, liniștește-te, dragă, că el e om mare, mai ești polițist, sigur e bine pe unde e, achetează niște babe.
Ce babe, mă? Ce babe? Ce-o dați atâta cu babele astea? Că n-am văzut niciuna la televizor. Ziceam și eu, nu dădeam cu parul. Tu de la secție și interesează-te atunci. Da, bineînțeles, dacă e sub anchetă și se află că eu l-am scăpat de la balamuc, mă duc exact în gura lupului. Auzi? Da, ia, mai bine te duci tu în locul meu? Cum? Bă, tu nu ești pe treaba ta. Cum să mă la secție? Dacă-s babe acolo și dau declarație și mă recunosc. Mă, fiți iar babele să-ți fie. Unde sunt, mă, că le aranjez eu pe toate? Mă duc acum să le ciufulez bine de tot. Știu că am prus cu nervii pentru o psiholog. Zici? A, uite și colegii ce fac. Ce vezi aici? Pa, dracu, să te ia, ia. Uite ce bun ești. L-am scuipat. Poponeț, acele îndosarele astea să află legătura lui Matias cu copila lui. Sigur îi dăm de urmă, dar trebuie să urmărim atenția acelei dovezile. Asta îmi face hai, dosarele hai, mă, să ce iau deci, să mă uit în băi, ele. Băi, dar ce sunt dosarele tale, mă, personale? Sunt dosarele poliției, bă. Și eu pe care eu le-am luat ca și semnat, tu n-ai niciun drept. Altfel ar trebui să te arestezi. Eu? Ia mâine la spate, mă. Ce mâine? Mâine la spate. Băi, ia pune, nu pot să pun mâine la spate pentru că am nevoie de mâini ca să te arestez eu pe tine. Ia mâine la spate. Bă, da. Prost ești, mă! Bă, nu-ți dai seama, mă, că am ajuns să ne arestăm între noi ca proști. Păi, ca proști! Ce vrei, mă, să-și ia din colegi de celul cu Mateescu? Prostul vărții ce ești! Prost ești tu, mă! E. Păi și de ce? De ce? Ia, arestează-mă tu pe mine, că știu eu că ăștia arestații încep să-și dezvolte tot felul de secrete. Adică încep să se verse, să se spargă unul la altul. Ia băgă-mă un pic acolo cu Mateescu. Ce vorbești? Păi, tu ești nevinovat ca lacrima. Tu n-ai făcut nimic. Eu sunt vinovat din cap până în picioare. Arestează-mă pe mine și du-mă lângă Matiescu. Nu, mă, refuz. Refuz, nici n-am văzut că ai luat dosarele astea. Na. Igrațil, să-mi trag una. Huidu-ma vine încoace. Repede, pe dosare. Hai. Că dacă vine Huidu-ma ne-a luat, e intransigentă și ne bagă. Și mi-e frică că nu-i bagă cu ăsta celul, ne bagă la dracu, praznic. Hai. Linge la pagini. Linge la pagini. Mai găsim ceva. Ochi, mă. Și mafia internațional, dar ce zic eu, internațional, intergalactică, s-a adunat acim bil asta în semn de respect pentru mine. După mine, mă respectă toată lumea, doar mafia. Și toate autoritățile mă respectă. Poliția mă respectă, primăria mă respectă, toți mă respectă. Uite! Da, și ca semn de respect te invit să te muți în stradă. Ce glume are, fi așa, glumesc eu cu toată lumea, cu... să vedeți cu poliția ce glume am. Ce-ai spus, mă, la presă? Ce... Scuzați-l dacă vă plictisești, adică îmi cer eu scuze în locul lui, că e un pic mai ce să-i cer. A, din contră, e chiar simpatic. Mă rog, încă cam mult și nu vorbește coerent, dar în rest e ok. A, păi, așa sunt eu generos, uite, le dau să mănânce cât le dorește inimioara. Să știe toți că... Da, e frigiderul gura. Să știe toți că am eu grijă de prietenii mei și de-aia s-a învățat și el așa mâncau. Că el înainte nu mânca, domne, așa mult. Dar să luăm mini-frigiderul, să-l... Lasă-l acolo, lasă-l! Lasă că mai am de vorbit, de vorbit cu domnul. După ce termin, poți să-i tăi ce vrei, le duci unde vrei tu. Continuă, te rog. Unde am rămas tu? Că mă respectă toate galaxiile, inclusiv galaxia Andromeda, carul mic, carul mare, carul cu mele. Unde, mă? Unde, mă, că nebunesc? Nebunesc Poponesul? Mă, cum a făcut, mă, ăsta, mă? Cum a făcut, mă, scârba de Marchez? Mă, nu-i nicio dovadă, nimica, nimicuța, nimic. Nimic? Dacă a luat, mă, toate dovezile acasă? A luat pe dracu să-l pieptere, că ăsta e un îngălat, mă, ăsta nu știe unde ține pâinea, dar să ia dovezi după el. Eu știu, bă, că am șezut cu el în garsonieră, lasă-mă dracu, îmi pace. Păi și dacă el, de fapt, se prefăcea, juca un teatru ieftin, că e îngălat și, de fapt, el nu e îngălat, e foarte ordonat, a? Haide, mi-am dat dracu. Grațiel așa de cu el în garsonieră și ar putea să găsească dovezile. Mi-am dat dracu. Hai la garsonieră. Nu! La locomanda, nu merge că se prinde Huidu-ma, nu merge. Mai bine o chemăm pe trânsa Acilea ca să o ținem pe ea de parte de dovezi. Păi foarte bine atunci, sun-o să vină să facă de pază și mergem noi la garsonieră.
Păi și cum facem, bă, tâmpitule? Cine o păzește pe Huiduma ca să nu pună botul la vrăjeala lui Matiescu? Cine? Unul rămâne aici și unul merge la garsonieră. Da. Păi și care rămâne aici și care merge la garsonieră? Ne alegem, iar ne certăm, mă! Păi nu ne certăm, dar nu-i clar. Unul aici și unul la garsonieră. Unul aici și unul la garsonieră. Zi, bă, clar! Dă-mi cu bani! Ai bani? Nu, n-am! Ia zi, Antantini Mogodan Caracarasi, principala Moringo, Tango, eu mă duc. Nu, e invers! Tu stai și mă duc eu. Păi numai că eu am ieșit. Unde să ieși, bă? Nu iese decât unul singur. N-a tu trebuie să rămâi. Tango? Deci nu, a fost Tango. Eu ies și tu rămâi. Bine, alta. Ce alta? Orice polițist bun caută dovezile direct la inculpat acasă. Ha-ha! Aici era! Asta nu e cazul. Vezile compromisătoare din dosar. Liber. Și aș mai povesti, Urlane, îți interzic categoric să mai dai declarații de presă la mine în casa mea. Și declarații, mă, că vorbeam și eu cu prietenii ăștia, amigul. Ăștia doi prieteni. Mă rog, unul jumate, că ăsta-i mai mititel. Îl vezi un alt așa, dar el e în picioare pe scaun ca să ajungă cu microfonul la mine. Bine, gata. Ai mâncat? Du-te și odihnește-te. Declarații dau eu pentru că eu sunt oficial. Da, mă. E ok, da? Ce legătură aveți cu mafia? Păi nu ți-am zis eu, mă. Stai, fii atent. Lăsați că voi organiza eu o conferință de presă și vă spun totul atunci. Ok, plictisea la maximă, adică. Nu mai bine vorbim cu dumnealui? Aflăm niște chestii interesante. Nu prea înțelegem ce zice, dar măcar e simpatic. A, vă zici, mă? Continuați. Bună ziua, stimați telespectatori. Poate vă întreba ce caut eu aici. Da, asta mă întreb și ce caut eu aici. Să vă explic. Să iau de la început ca să fie clar pentru toată lumea. M-am născut în 1969, ianuarie, 12. Era o zi de iarnă. Dinainte nu pot să vă spun că nu mi-au caminte mai nimic. Nu știu, era ceva o perioadă întunecată în viața mea. Cum am scos capul afară, văd o locuiță de lux. Zic, mamă, ce bogat sunt. Mi-a pus blană la gât, mămica, direct când am ieșit. Zic, bă, sunt. Era acolo un măgar, că era un adăpost veterinar unde m-am născut eu. Era un măgar cu niște capre și un zugrav, era unul Iosif care scorojea în lemn, știi că ăla i-a făcut curtea lui mămica, a dat-o cu var toată, cu asta. Cum am deschis eu ochii în lume, văd o lumină puternică care venea de la răsărit și trei magi care intrat pe geam sau pe ușă, că mi-am dat seama și a blocat vederea, dacă mi-a intrat soarele la direct în ochi, rămânea ori făceam cataractă. Și cu cataractă la 4 ani ce să faci? Eu la 4 ani m-am născut mai mare. Ce să fac? A fost o minune, ca să zic așa. Ce să vă explic? Cum a intrat, doamne, în sufletul și în viața mea? Am uitat să pornesc camera. Mai zi o dată că nu merge camera. Să de la început. Era în 1836. Mamă, era o zi de vară. Zăpada intra pe geam. Ce
Trezește-te că nu e babă, e Teo. Ne? Puteam să jur că e babă. Mersi mult. Chiar aveam nevoie de încurajare înainte să plec la drum, da. Aoleu, te duci la secție și ne-a las singuri? Nu. Mă duc la Balamuc. La Balamuc? Păi nu ne iei și pe noi, că nu mai facem față presiunii psihice. Așa, ne mai calmăm și noi, nervii struncinați. Aș merge și eu, dar nu pot, că trebuie să rămân să am grijă de Cicinuca. Oh, disperaților, că nu mă duc să mă internez. Mă duc la un congres ținut de niște colegi. Ah, adică fugi de lege. Ce aș vrea și eu? Cum să fug, mă, de lege? Mă duc la muncă, ca orice om al muncii. Da? Și nu-ți mai e frică că te anchetează? Termină-mă cu tâmpenile, nu mă anchetează nimeni. Așa gândeam eu aseară, că eram cam agitată. Dacă n-a venit nimeni până acum, și... A, nici nu are voie să vină până nu se luminează, că așa e legea. Pe bune, am lucrat și eu în poliție. Dacă vine cineva, îi ziceți voi unde sunt. Hai, culcați-vă. Și fii atentă că v-am lăsat provizii pentru 2 săptămâni, da? Mersi. Pa! Să-mi ușor. A, e tu ăla, da? Pa. Bă, asta coace ceva. Da. Măi, șefule, dar ce zic eu, măi, șef? Măi, prietene, măi, nu mai fi bre așa de trist. O să se rezolve treburile, o să vezi. Ai mai trecut matale și până altele, o să treci până asta. Cu hiene ca voi nu pot să stau liniștit. Ce hiene, bre? Că nu facem decât să ne facem datoria. Matale, dacă erai în locul nostru, ce făceai? Vă dădeam drumul, asta făceam. Vă dădeam drumul și vă puneam să găsiți adevărații vinovați, asta făceam. Păi să știi că lucrez la cazul ăsta grav, eu chiar am început să demarez ancheta. Ai venit să-mi dai drumul. Mersi, Chiorete, mersi, prietene, vei fi răsplătit. Hai. Nu pot, bre, chiar așa, pe vorbe. Ca să-ți dau drumul, mai întâi trebuie să mă ajut și matale pe mine, ca să te ajut și eu pe matale. Hai că încep să înțeleg, vrei să-ți dau adresa pilei mele, a? Mersi, nu. Ce pilă, ce adresă? Prebrei, eu n-am nevoie de nicio pilă și de nicio adresă. Eu sunt pila mea, eu și munca mea cinstită care mă reprezintă, că eu am un renume la capitală și chiar mai departe. Eu sunt pila mea, ca să știi. Mă, și atunci cum vrei să te ajut? Spune-mi și mie, cum să... Am înțeles. Eu ies și tu te faci că nu mă vezi. Nu, bre, n-ai înțeles bine. Vreau să zic că dacă ai niște dosare pitite pe undeva, ascunse, unde nici cu gândul nu ajungi la ele, să-mi spui de ele, ca să pot să mă uit. Că eu ți-am găsit niște dosare, dar toate e curate, n-a ieșit nicio juncțiune, nimic ca în micuța. Mersi pentru apreciere, Chiorete. Păi dacă sunt curat, atunci... Să procedăm. Dacă ești curață, nu merge. Nu ți-am zis? Eu știu că din experiența mea de poliție, orice polițai are niște probe albe pentru zile negre, puse la ghe. Așa că zi mie de ele să văd care-i treaba, să fac legătura și... Care va să zic că ai dosit probe din dosare? Eu? Păi asta e infracțiune, Chiorete! Ah, Doamne, dacă te înregistram al meu, hai! Bravo! Bine că am găsit vecine. Sărut mâile. Auzi, gardul dintre noi s-a cam deteriorat, așa că va trebui să punem jumătate la reparat, că așa e corect. Da, așa e. Ah, superbă, domnișoară Magda. Aoleu, ăsta nu-i comisarul ăla libidinos? Bata, eu sunt. Și ce caută la... Păi, deocamdată e suspect și a intrat la mititica. Și cu gardul rezolvă orice ce se... Înseamnă că e închis pentru corupție? Da, păcăla și măsă. Sunt din datorită lor avocații fac bani buni. Da, e de... Nu glumă. Doșară Magda, am nevoie de un avocat. Te reprezint cu plăcere. Dar acum am puțină treabă, da? Mă întorc într-o oră. Doșară Magda, rămâneți peste noapte la mine? A, nu fi porc. Merge, să rup mâile. Porții mari, Chiorete, porții mari, nu mă le dovedesc. Dar de mult n-am mai mâncat așa de bine. Auzi, dacă ești drăguț, de să pun. Să vezi ce desert îți dau eu, dar nu pot să-l duc. Alo, alo, domnule Chiorete. Sper că nu vrei să vadă avocata mea cum îi agresez clientul. Hai, o tavă de amandine la băiatul. Ce? Mini amandine mici, să le bag așa ca pe semințe, câte una, câte una, câte una. Hai, pas alergător! Mă,
Mamă, ce nesimțit! Mamă, ce nesimțit! Ce mă leală care am zis ușor cu... Ia mâna cu astea, că ne dai drag cu astea, bre! Bă, ce-mi place democrația asta! De păsărica! Stai, mă, de-ți, desfă-te puțin, zi! Stai! Să trăiască politica din mafie și mafia să trăiască din politică. Exact. Trăzniții! Astăzi seară! Doar la Prima TV. Ce spus, mă, la presă, ce? Bă, ce-mi place democrația asta! De păsărica! Stai, mă, de-ți, desfă-te puțin, zi! Stai! Să trăiască politica din mafie și mafia să trăiască din politică. Exact. Trăzniții! Astăzi seară! Știi, mă, că nu se reziște! Doar la Prima TV. Ce spus, mă, la presă, ce?